Rezultatele sondajului PSD Gorj intrigă și pe țărăniști, care sunt de părere că procentele chestionarului nu reflectă realitatea, ci reprezintă doar o armă de manevrare a oamenilor în speranța că vor obține un scor bun la alegerile viitoare. De asemenea, liderul țărănist Matei Catrinoiu este de părere că PSD-iștii au încercat să-i pună în genunchi pe liberali prin intermediul rezultatelor sondajului, în care PNL ar fi votat de doar 16% dintre gorjeni. Aș vrea să vă spun că aceste sondaje sunt făcute și trucate de către oameni care primesc sume importante de bani. Ele nu reflectă nici pe departe realitatea. Dovadă, și o știți foarte bine, că una era sondajul cu o lună de zile înaintea alegerilor și alta a fost la alegeri. Bine, poate îmi veți spune, domnule, nu contează cine votează, contează cine numără voturile. Da, și asta este adevărat. Dar vreau să vă spun că sondajele acestea sunt o posibilitate de manevrare a oamenilor care au mai puțină știință de carte. Liderul țărănist s-a arătat de asemenea deranjat de rezultatul sondajului PSD, în care PNCCD Gorj înregistra un procent de doar 6,2% în comune și 6,8% în orașe, în preferințele gorjenilor, menționând că formațiunea politică stă mult mai bine în procentaje în județ. Matei Catrinoiu a declarat că el însuși are 8% din votul gorjenilor și se vede un viitor președinte al Consiliului Județean Gorj. Sunt sondajele date și pe presă și făcute de direct. Iar votarea lui, a lui Călinoiu, arată 33%. Care-i problema? Deci nu, deci eu am mai multă încredere într-un sondaj de ăsta făcut, pentru că acolo nu mai poți să schimbi online. Nu mai poți să schimbi. Ai vrut să votezi, ai votat odată, nu mai poți vota a doua oară. Aveți un alt sondaj care să vă plaseze pe o altă poziție? Da, noi avem 6,2% considerat la nivelul comunelor și 6,8% la nivelul orașelor. Șeful țărăniștilor s-a arătat contrariat de faptul că Ion Călinoiu țintește spre un alt mandat de președinte al Consiliului Județean Gorj, susținând că nu a făcut altceva decât să distrugă județul.